Astfel puteți să... Nu știu ce Hai să să zic. zic. Este un... Ești... Așa... La la la... Salut, sunt Otto de la Mire TVO și astăzi este duminică, fraților. Este sfârșitul celei de-a 5-a săptămâni de slăbire. Abia m-am trezit, pentru că acum să mă cântăresc și apoi ne revedem să vorbim câteva lucruri despre săptămâna aceasta. Și începem la 5-a săptămână de slăbire cu niște cotlete de porc, fără os, fără grăsime. Aici avem niște castraveți din ăștia la saramură. Și aici avem ciuperci la cuptor. Totul de dietă. Dietetic. Trebuie să slăbesc mai mult săptămâna asta. A fost foarte bună carnița, am mâncat-o pe toată. Ia uitați cât am mâncat aici din astea, din ciuperci. N-am mâncat nimic deosebit, am mâncat fără pâine. Nu am mai mâncat cartofi astăzi. Am văzut cum mi s-a atras atenția în comentarii că mănânc cartofi. Însă e tot târziu, o singură masă pe zi am avut. Am fost și la sală. Și aici mai cum îmi taie niște pepene să iau sus. Să vedem, arată bine? Foarte bine, ia să le puști. Super. Da, foarte bun. Foarte dulce. Aici avem coletele de weekendul acesta. Așteptăm să vină băiatul de la Fan Courier să le ia și să le trimită către dumneavoastră. Vă mulțumim tuturor care ați comandat pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și vă doresc o săptămână frumoasă tuturor. Am ajuns la sală, vedeți terenul de fotbal, de antrenament, este gol. Afară plouă, e a doua zi când mă duc la sală. Și am o puțină febră musculară, dar o să fie bine. Sunt foarte fericit că s-au redeschis sările și presimt că o să slăbesc foarte bine în săptămâna asta, săptămâna 5. O să vedem duminică împreună câte kilograme am reușit să slăbesc. Sper să fie bine. E un început de săptămână promițător oricum. Acum e ora 5:30 și bag două lingurițe de polen din ăsta crud, de la albinuțe, foarte bun, pentru că am fost la sală și nu vreau să mai țin intermittent fasting, am băut și o cafea înainte să mă duc la sală cu o linguriță de miere și o să mai mănânc și o felie de pepene acum, iar diseară o să vă arăt ce mănânc, masă mai consistentă. Așa, avem aici și pepenele, o să mă duc acum sus. Sunt două felii de pepene, foarte bun pepenele ăsta, cel mai bun de până acum. Și vă recomand să mâncați fructe, mai ales pepene care are puține calorii și produse apicole pentru că sunt foarte benefice pentru organism. Iar la masa de seară avem aici o tocăniță cu multe legume și cotlet de porc. Uitați aici cotletul. Iar ca legume avem cartof, dovlecel din ăsta verde, morcov, sos de roșii, roșii, nu știu, multe legume. Pe care îl voi mânca fără pâine, bineînțeles, cu niște castravete din ăsta murat la saramură. Și dacă mai vreau, mai înscot, pentru că am aici borcanul, e plin. Și la desert avem iarăși pepene. Este foarte bun la gust, e fructul meu favorit, are foarte puține calorii, foarte multă apă și îmi fac și necesarul de apă. Am venit de la sală, am băut o cafea până să plec și acum vreau să mănânc niște poleni și mere din astea verzi, de vară. Uitați-le, nu sunt mari, sunt micuțe, stacrișoare, dar sunt foarte, foarte sănătoase. Așa, hai că am lăsat plasa jos să pot să le adun. Uitați-le, cam așa sunt, nu s-au copt, au multe imperfecțiuni, pentru că a dat piatra aici la noi. Dar sunt ok. Uitați, deja au început să cadă și pe jos unele. Ia uitați cum e creanga asta plină. Dar au defecte. Aia e problema. Așa, hai că mi-ajung astea. Am găsit fără defecte până la urmă. Foarte bune. Avem și un smochin pe aici. Dar nu prea îmi plac mie smochinele astea crude, nu știu, au așa o textură gelatinoasă, ciudată. Uitați și smochinele. Cui îi plac smochinele,
E fericit. Am mai cumpărat și un pepene astăzi, pentru că se terminase ăla. Vedeți, 2,99 lei pe kilogram, am luat de la Carrefour. Pata asta e galbenă, e bine. Și cred că o să fie super copt. Dacă vreți să vedeți clipul cum se lege un pepene, căutați-l pe canalul meu. Aici am polenul crud, o să mănânc 2-3 lingurițe pentru că mi-este puțin foame și polenul ăsta mă ajută foarte mult. Și acest polen ține foarte bine de foame, are foarte multă proteină vegetală, este un produs vegan. Albinul s-a decât îl culege, nu-l face, ia? Îl ia pe piciorușe și apoi îl recoltăm. Și aici am merele pe care tocmai le-am cules. Mamă, ce bine arată și pepenele ăsta. Ia uitați. Și în seara asta mănânc același lucru, avem tot așa tocăniță de cartofi cu cărniță, cu multe legume și salată de roșii, castraveți și ceapă. Este ora 10 seara astăzi. Astăzi m-am trezit un pic mai devreme, adică pe la 12, pentru că a trebuit să pun un clip pe YouTube. Am slăbit foarte bine până acum și am băut și o cafea cu 2 lingurițe de miere și aici am păstură. O să mănânc pentru că mi-e un pic foame. În 2 ore trebuie să plec la sală și păstura asta îmi va ține foarte bine de foame. Voi mânca vreo 10 bobițe din astea și e foarte bună și pentru mușchi, pentru proteină. Te ajută foarte mult să-ți dezvolți musculatura. Avem aici vreo 300 grame de cartofi la cuptor și 2 bucăți din astea de cotlet de porc. Mai slăbuți așa, fără grăsimea. Și aici avem o salată de roșii, castraveți și ceapă. Și aici la desert am un sfert de pepene. Ia uitați ce bine arată. Am aici o ciorbă de fasole cu cărniță din asta de porc. Dar nu prea e fasole, prea sunt mai multe. În schimb sunt multe legume. Și la felul 2 avem niște mazăre cu carne de porc și murături din astea castraveți în saramură. Și ciorba am mâncat-o fără pâine, bineînțeles, ca și felul 2 și am băgat o ceapă. Ok, hai să vedem câte kilograme am acum. Este pe 0 cântarul. Sper că am slăbit bine. 102... Ce? 121,9. Mamă! Super tare! Hai să scriem pe foaie acum. Mamă, nu vine să cred. Bun, haideți că am scris aici pe foaie. Vedeți, 121,9 în săptămâna 5. Față de săptămâna trecută sunt aproape 3 kg. 3 kg fără 200 de grame. Am plecat de la 130,5. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, sunt pe acest canal, în playlistul Auto Slăbește. Am slăbit super bine săptămâna asta, aproape 3 kg, ați văzut și voi, fraților. E super, super bine pentru mine. Am încercat să mănânc la fel ca săptămâna trecută, aproximativ o masă mai mare, așa mai consistentă pe zi. Mâncare gătită, foarte multe legume, foarte multe fructe. Însă nu am mai ținut intermittent fasting pentru că am băut, mă rog, cafea, am mai mâncat produse apicole, ați văzut, înainte să mă duc la sală. A început și sala, am fost de 4 ori săptămâna asta la sală, de luni până joi, în fiecare zi. Vineri n-am mai fost pentru că mă dureau toți mușchii, aveam febră musculară și m-am odihnit. La sală am lucrat circuit, am luat-o de aparatele la rând și am lucrat la fiecare grupă musculară și vă spun că este destul de obositor, chiar dacă m-am antrenat eu cu câteva săptămâni înainte să înceapă sala, m-am antrenat eu acasă cu flotări, genoflexiuni, am făcut o febră foarte, foarte puternică, mai puțin la picioare, pentru că picioarele totuși sunt antrenate mai bine. Adică am făcut foarte multe genoflexiuni acasă și am făcut pe bicicleta asta din spatele meu. Mâncarea mi s-a părut destul de puțină și săptămâna asta și săptămâna trecută, nu știu, unii mi-au spus în comentarii că am mâncat mult și că mănânc târziu, însă părerea mea este că mănânc foarte puțin pentru greutatea mea și pentru efortul pe care îl fac la sală. Somnul, într-adevăr, este o problemă, dar dacă nu poți să dormi de vreme, asta ce înseamnă? Că trebuie să nu te mai duci la sală, trebuie să nu mai ții dieta de slăbire. Într-adevăr, este important, dar dacă nu aveți un somn reglat, asta nu înseamnă că nu trebuie să încercați să slăbiți, nu înseamnă că trebuie să abandonați lupta până îmi reglez somnul și gata. Mă culc pe ureche, mă pot îngrășa, nu mai mă interesează câte kilograme am. Chiar dacă ești alcoolic, chiar dacă fumezi mult, asta nu înseamnă că nu trebuie să te duci la sală, că nu trebuie să ții o dietă sănătoasă, cu multe fructe, cu multe legume.
Nu înseamnă că nu trebuie să îți dorești să slăbești, pentru că dacă stai așa după toate vicile și după toate lucrurile care nu le-ai pus la punct în viața ta, nu vei ajunge niciodată să te apuci de o perioadă de slăbire și nu vei slăbi niciodată. Programul meu știți bine că este foarte dereglat, programul de somn, mă culc foarte, foarte târziu, mă culc pe la 4, pe la 5 dimineața, mă trezesc pe la ora 1 după masa. Cu toate astea se pare că am slăbit foarte bine și ca un experiment pentru săptămâna viitoare, pentru săptămâna 6, aș vrea să fie toată săptămâna vegană. Să mănânc numai lucruri vegane, să mergem la cumpărături, să mai fac un clip pe parcursul săptămânii să vedem ce cumpărături vegane pot să-mi fac din supermarket și să vedem, bineînțeles, dacă reușesc să nu mă ating de carne, să nu mă ating de produsele lactate, pentru că știți foarte bine că eu sunt un carnivor înăscut. Îmi place carnea foarte, foarte mult. Pentru carne aș renunța și la dulciuri. Sunt curios și eu săptămâna viitoare cum o să decurgă. Dacă sunteți și voi curioși, nu uitați să vă abonați la acest canal, pentru că monitorizez perioada de slăbire în timp real aici cu voi și chiar am nevoie de ajutorul vostru, de susținerea voastră pentru a mă motiva și pentru a-mi crește puțin voința, pentru că începe să devină din ce în ce mai greu și simt eu că mănânc destul de puțin. Să vedem, poate voi mânca și mai multe calorii săptămâna viitoare, habar n-am. Ok, și acum vreau să citesc comentariile voastre, pentru că mi-a lăsat foarte multe comentarii și vreau să vă introduc și pe voi în vlogul meu. Haideți să vedem la clipul de săptămâna trecută ce comentarii am aici. Pegasus, felicitări bro, lasă că e bine. Băiatul ăsta Pegasus e din Vâlcea, a slăbit foarte, foarte bine, a slăbit 50 de kilograme. Tot așa ne-am împrietenit pe YouTube, super ambițios e Pegasus. Familia MC, respect, sunt nou. Mulțumesc frumos. Respect și ție, frate. Oana Mihaela Cisnenco, felicitări. Vă mulțumesc, doamnă. Pe doamna o știu de pe Facebook. Natalia Ile, pe ea nu știu, am văzut că mi-a mai lăsat comentarii. Câți ani ai? Când o să faci un Q&A? Am 31 de ani. Nu știu când o să fac exact un Q&A, că probabil când se adună mai multe întrebări. Sau voi puteți să-mi lăsați întrebările la fiecare clip, iar eu la următorul clip voi citi întrebările și vă voi răspunde. Ar fi cel mai ok așa. Cătălin VLT, forță! Cătălin e un prieten de-al meu care tot la fel ne-am întâlnit pe Facebook, pe YouTube. E un băiat foarte ambițios și el a slăbit și el foarte bine și face sală acasă și a făcut aparate singur. E foarte, foarte ambițios, vrea să pună masă musculară și să mai slăbească un pic. Mersi frumos, bro, pentru feedback. La fiecare clip îmi lași acolo câte un comentariu. Îți mulțumesc frumos pentru că mă ajută foarte mult. Și chiar vă invit pe voi să-mi lăsați comentarii, pentru că YouTube are un algoritm în care când sunt mai multe interacțiuni la un clip, atunci îl promovează mai bine, îl oferă spre recomandate și altor persoane. Alica RMA, mănânci foarte mult la ore târzii. Da, știu că mănânc la ore târzii, însă foarte mult nu mi se pare că mănânc. Am mâncat foarte multe fructe și legume, ați văzut. Cel mai important este cu ora de masă. Ora asta târzie și așa. Cel mai important este să mâncați cu 2-3 ore înainte să adormiți, chiar 4 ore. Eu dacă mănânc la ora 9 seara, la ora 10 seara și adorm la ora 4-5 dimineața, vă dați seama că sunt mai mult de 3-4 ore acolo. Iar pe mine noaptea, sincer, vă zic, mă roade stomacul efectiv, simt cum mi se arde grăsimea, cum corpul îmi topește grăsimea și o consumă. E foarte greu de rezistat tentației să nu mănânci înainte să te culci, mai ales când n-ai mâncat de 6-7 ore, dar am reușit să mă abțin și probabil că și de asta am slăbit foarte mult săptămâna aceasta. Nu am mâncat absolut deloc noaptea, am mâncat frumos masa la ora 9-10 seara și apoi am mâncat decât fructele pe care mi le-a pus maică-mea acolo în bol și atât, în rest decât apă. Da, și bineînțeles, apa e foarte importantă, trebuie să beți în jur de 3 litri de lichide pe zi, depinde cât de mari sunteți. Eu aș putea să beau și mai multă, pentru că am 122 de kilograme, ați văzut. Ai slider 24, mi-a scris, eu dacă mănânc atât, mă îngraș 5 kilograme. Nu știu, mi se pare, v-am zis că mănânc puțin. Fiecare acum e obișnuit, depinde și câte kilograme are, e obișnuit cu anumit număr de calorii. Corpul meu cred că a fost obișnuit cu foarte multe calorii, cu mii de calorii și acum când îi ofer mai puține, imediat începe să dea jos. Încă un mesaj de la Eroi ca tine, este un băiat care tot așa l-am întâlnit pe YouTube, este din Craiova. Haideți să vedem ce îmi scrie. Salut, și eu am ținut același regim ca și al tău, o masă pe zi, dar nu mâncam cartofi. Părerea mea este să-i scos definitiv din masa de zi cu zi. Și am mâncat o masă pe zi timp de 6 zile, piept pe grill sau grătar, salată, etc. Și în 6 zile am slăbit aproape 3 kg, baftă.
Mulțumesc frumos, Eroi, ca tine. E cu dus și întors asta cu cartofii. Nu știu cât de mult îngrașă cartofii, cât de nocivi sunt. Eu m-am uitat pe net, 100 de grame de cartofi are cam 80-90 de calorii. Nu mi se pare exagerat. Până la urmă trebuie să avem o legumă, un carbohidrat principal pe care să-l mâncăm alături de carne și alături de salată. Dacă nu e cartoful, poate să fie orezul. Dar mie îmi place mai mult cartoful decât orezul. Fasole, iarăși, mazăre, ați văzut că mi-a făcut maică-mea săptămâna asta, i-am spus să-mi facă niște mazăre, a ieșit foarte bună și la fel are puține calorii. Deci un carbohidrat principal trebuie să avem la masă. Unul dintre cei patru, cartofi, orez, mazăre sau fasole, pentru că nu sunt nocive, sunt foarte bune, sunt foarte buni și carbohidrații ăștia, sunt legume, până la urmă sunt foarte sănătoase. Foarte important este să avem grijă la porții, că dacă mănânci o tavă de cartofi, e normal să nu mai slăbești. Dacă mănânci un cartof, doi cartofi, hai, trei cartofi la o masă și aia e singura ta masă principală, nu e deloc mult. Câte calorii să fie acolo? 200-300 de calorii, adică nu e ceva extraordinar. E foarte important cantitatea, nu neapărat ceea ce mănânci. Pentru că dacă mănânci sănătos, dacă mănânci legume, dacă mănânci fructe, e tot ok. După aia, trebuie să avem grijă la cantități, bineînțeles, că nu poți să mănânci așa kilograme întregi și să slăbești. Norocul nostru este că fructele și legumele sunt destul de slabe caloric și așa putem să mâncăm mult mai mult decât dacă am mânca junk food-uri sau lucruri nesănătoase, pline de grăsimi și de zahăr, pentru că acelea sunt mult mai bogate caloric și arată foarte puțin, adică nu o să te saturi. Plus de asta, zahărul ți creează o dependență foarte mare și ți mărește apetitul. După ce mănânci ceva dulce, îți vine să mănânci mai mult. Ok, am terminat mesajele la clipul de săptămâna trecută, din săptămâna 4. Haideți să vedem și comentariile din celălalt clip. Am mai pus eu un clip săptămâna aceasta pentru că am slăbit 2 kg miercuri. Adică miercuri aveam deja 2 kg în minus. Și mi s-a părut wow și am făcut un clip. Nu mi-a venit să cred, am vrut să vă arăt și vouă. Bun, haideți să vedem, să citim repede comentariile și aici. Marian Boss îmi spune, bravo bro, mulțumesc frumos bro. Familia MC, respect, mulțumesc frumos. Oana Mihaela Cisnenco, felicitări, vă mulțumesc frumos doamnă. Pegasus, salut bro, avem aproape aceeași greutate, diferă doar înălțimea. Tot așa, mulțumesc frumos frate, mulțumesc și ție baftă, știu că vrei să mai slăbești câteva kilograme. Vlad Spartan, super, mulțumesc frumos, așa am slăbit și eu. Dar felicitări, iSlider24, mulțumesc frumos și multe kilograme înainte dacă mai ai nevoie să slăbești. Pe băiatul ăsta nu-l cunosc, pe iSlider. Eroi ca tine, băiatul din Craiova, ți-a crescut voința, foarte tare, Oltene, trage tare. Mersi frumos, da, chiar am fost foarte ambițios săptămâna asta, ambiționat, am fost foarte motivat, am fost plin de voință și rezultatele se cunosc, se pare. A scăzut și cântarul în sfârșit. Iar încă un mesaj de la Eroi ca tine, trage tare și bravo, se poate, ai voință, hai mai un pic și trage până la 100 de kilograme, respect. Mulțumesc frumos, dar după cum știți vreau să ajung undeva la 95-100 de kilograme, mai am mult până acolo, dar vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele astea de încurajare, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează foarte tare. Alina LM, cel mai tare. Mulțumesc frumos, Alina. Nu o cunosc nici pe Alina, sunt mulți pe care nu-i cunosc. Câțiva dintre ei mi-au scris pe Instagram, pe Facebook, m-am împrietenit cu ei. I-am spus pe cei pe care îi cunosc. Încă un băiat, unul din ei, mă bucur, ține tot așa. Mulțumesc frumos, frate. Am văzut că băiatul ăsta a început să se uite la clipurile mele de câteva săptămâni. Îți mulțumesc frumos că te-ai abonat și că mă urmărești și că îmi trimiți comentarii. Mă bucură foarte mult și mă motivează foarte tare. Cătălin VLT, forța man. Mulțumesc frumos, frate. Tu și încă câțiva de aici ați fost de la început alături de mine și m-a susținut și vă mulțumesc foarte tare. Fără voi, sincer, cred că abandonam de mult lupta asta cu slăbitul și clipurile pe YouTube. Îți mulțumesc, tu m-ai motivat, m-am apucat de luni și deja 3 kg jos, mulțumită ție. iSlider24. Mersi frumos, frate, mă bucur să aud că v-ați motivat datorită clipurilor mele și că ați început o perioadă de slăbire și că vă merge bine și că ați început și voi să slăbiți. Mă bucur enorm de tare. Și încă un comentariu, cel mai mare respect, fan Miere TV, numele. Deci chiar vreau să-mi scrieți în privat pe Instagram sau pe Facebook, să-mi spuneți cine a făcut acest nickname, pentru că îmi place foarte tare. Fan Miere TV. Mulțumesc frumos și v-am zis, scrieți-mi acolo în comentarii să știu și eu cu cine vorbesc. Ah, și mi-a mai scris o fată la un clip mai vechi, de o săptămână, ceva de genul ăsta, să o să-l caut.
Mi-a plăcut foarte mult comentariul ei, că a motivat-o și pe ea să slăbească și vreau să vi-l citesc. Deci lucrurile astea mă motivează și mă bucură foarte, foarte tare când aud că oamenii s-au inspirat din clipurile mele și că au slăbit. O fată, Nicole Hoseok, am slăbit 2,5 kg cu dieta ta, ținând cont că nu am făcut deloc sport. Baftă în continuare. Auziți și voi, fraților, a slăbit 2,5 kg fata asta. Mă bucur foarte mult pentru ea. Țin-o tot așa, Nicole. Dacă mai ai nevoie să mai dai jos, încearcă să te ambiționezi să continui și cu siguranță vei reuși să ajungi la greutatea pe care ți-o dorești. Cam atât cu comentariile pe săptămâna aceasta, în clipul acesta. Nu uitați să-mi lăsați și voi alte comentarii la fiecare clip, pentru că vreau să fac o rubrică din asta nouă, să vă citesc comentariile, să vă răspund la întrebări. Este mult mai simplu decât să fac Q&A-uri, m-am gândit eu, și este și mult mai interactiv. Am văzut că în ultimul timp canalul a început să crească destul de bine în abonați și mă bucur foarte tare pentru lucrul acesta. Să știți, chiar dacă o să trecem de 1000, de 2000 de abonați, nu o să monetizez niciodată acest canal de YouTube, pentru că nu-mi trebuie bani de la YouTube. În orice caz, la început, când ai câteva mii de abonați, sunt foarte puțin, 1 euro, 2 euro, și nu vreau să bag reclame pentru o sumă atât de mică. Îi pot înțelege și pe cei care au canale de câteva sute de mii de abonați, care fac câteva sute, câteva mii de dolari pe lună. Îi înțeleg, nu-i judec, însă eu nu voi monetiza niciodată canalul, pentru că nu are sens, nu-mi doresc reclame, nu vreau să fiți întrerupți de reclame și așa mai departe. Așa că dacă vreți să îmi creați o bucurie și să mă motivați să slăbesc și să urmăriți și voi acolo în fiecare duminică clipurile mele, să vedeți cât am mai slăbit și ce am mai mâncat săptămâna respectivă, vă invit să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări pentru a vă știința YouTube-ul când postez următorul clip. V-aș ruga foarte mult să lăsați și un like la clipurile mele, pentru că mă ajută foarte tare, și un comentariu, bineînțeles, la fel de mult mă ajută. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că ați văzut, vă ajută foarte mult corpurile, cel puțin în cazul meu. Ați văzut și pe pielea mea că am consumat produse apicole, am consumat polen, am consumat miere și reușesc să slăbesc și să fiu sănătos. Și bineînțeles să fiu puternic, să-mi crească masa musculară. Ați văzut acolo la sală cât mă chinui. Ia uitați cât bicepsul am făcut, ce bine și-a dat drumul mușchiul. Sunt foarte, foarte sănătoase și foarte utile produsele apicole. Până data viitoare, eu v-am pupat. Ciao!